Rata de supraviețuire a bolnavilor de cancer la 5 ani în România este la jumătate față de alte state europene, astfel că este nevoie de intervenție rapidă pe toate palierele, de la prevenție până la tratament. Redacția 360medical.ro a organizat o dezbatere intitulată Cancer Survivor 360, structurată pe două zile, prima dedicată publicului larg, cealaltă dedicată exclusiv specialiștilor în domeniul sănătății. În pentru profesioniști sau abordat și informații tehnice, motiv pentru care a putut fi accesată live doar de către personalul medical. S-au discutat însă și aspecte de interes pentru pacienți, prin urmare vă redăm câteva fragmente din această sesiune care fac referire la accesul românilor cu cancer pulmonar la diagnosticare precoce și tratament în această perioadă a pandemiei de COVID-19. Aș vrea să l introduc însă pe domnul doctor Andrei Ungureanu și pentru că am căutat puțin pe Globocan 2020 să văd cam care au fost cazurile de cancer pulmonar anul trecut, am observat că pe primul loc România la numărul cazurilor noi de cancer. -a, a fost cancerul colorectal cu 13,1%, iar pe locul 2 vine cancerul pulmonar cu 12,3%. În cazul bărbaților s-au depistat în 2020 în România 9.030 cazuri noi, adică 16,8%, iar în cazul femeilor 3.092 de cazuri noi, respectiv 6,9%. Așadar, domnule doctor Andrei Ungureanu, ce ne puteți spune despre cancerul pulmonar și rata de supraviețuire în România versus Europa? Bună seara! Cred că, sunteți, cred că suntem cumva răi cu cancerul bronhopulmonar, că situația cred că e un pic mai nasoală decât pare. Cancerul bronhopulmonar a stat pe locul 2 după colorectal, pentru că anul trecut pneumologiile se ocupau de COVID. Deci noi, anul trecut, cei care se ocupă, sau mă rog, cei care <coughs>, tratează mult cancer pulmonar poate să spună că anul trecut ne-au venit mai puțin decât veneau cu un an înainte. De ce? Pentru că n-au fost diagnosticați. Noi, ca oncologi, putem să tratăm tot ce mișcă cu condiția să aibă reostat histopatologic. Deci noi lucrăm după ce alții au făcut treaba bună înaintea noastră. E, pentru că pneumologiile din România au fost fie spitale COVID, fie spitale suport, cel puțin, de exemplu, în Cluj, cred că bronhoscopile au fost la a 10 a parte din cât era un mod normal. Ceea ce înseamnă că diagnosticul cancer bronhopulmonar a fost mult mai, mai redus decât în anii precedenți. Nu înseamnă că pacienții așa n-au existat. Din păcate, sunt pacienți care poate, po, mulți dintre ei poate nici nu au mai apucat să ajungă la oncolog. E, și atunci, cred că anul, anul trecut este oricum o subdiagnosticare. Un globocan oricum trăiește cumva din date de extrapolare, pentru că noi, ca țară de lumea a treia spre a doua, dar, de, dar în partea asta de registru de oncologie, lumea a treia, noi nu știm niciodată câți avem și unde să-i numărăm. Deși sunt o serie de informații care se găsesc în diferitele sisteme electronice, ar putea să le luăm de acolo să știm și noi câți pacienți sunt diagnosticați în fiecare an, pentru că ea sunt introduși în, în SIUI. Eh, Registrul Național de Cancer funcționează cumva deficitar în momentul ăsta și nu avem niciodată, sau nu, noi n-am nu avut niciodată în România o cifră exactă despre ce se întâmplă acum. Să spui, anul ăsta, luna asta atâția pacienți au fost diagnosticați. Asta nu știm. Deci bănuiesc că, totuși, cancerul blocul pulmonar este peste colorectal. Mă rog, contează mai puțin. 10-12.000 de caz nu diagnosticate și, din păcate, 10-12.000 de decese. Deci, ceea ce se arată că nu. Te uiți că e o paritate. Problema este diagnosticarea tardivă Asta e singura problemă pe care o mai văd în momentul în România, diagnosticarea tardivă pentru că acces la tratament n-ar trebui să mai fie problemă. România, cu toate păcatele în ultimii ani de zile, în partea de oncologie a făcut un salt fantastic înainte și ghepul ăsta care a fost istoric vorbind între noi și restul lumii, adică de la Borș încolo, e mult diminuat. România în momentul ăsta are un standard de tratament în cancer broncopulmonar absolut decent, de suntem acolo unde trebuie să fim. Adică vorbim practic de două tipuri de cancere broncopulmonare cu celule mici și cu celule non-mici, să spunem. Pentru cele cu cele non-mici, poate să există oarecare mutații. Avem tot ce ne trebuie din punct de vedere pe piață sau poate să nu există mutații și atunci avem combinații cu imunoterapie și și pe alea le avem. În cazul că vreau să cu ceule mici, e vorba de chimioterapie și de un an, jumate, doi, a mai apărut imunoterapia pe care așteptăm și noi, e după colț, o așteptăm azi, mâine, poi mâine să o avem și în România. Deci România, din punct de vedere, a făcut, din punct de vedere, mă rog, din punct de vedere al demersului terapeutic, suntem mai bine decât alte țări din jurul nostru. M-am surprins acum vreo doi ani de zile la Praga, vorbind despre ceea ce făceam noi în România și cehii să spună și austrie ce chei au Și mi s-a părut pentru prima dată, băi, în sfârșit, mai zicem și noi ce putem să facem noi când alții nu pot încă să facă. Erau medicamente, nu știu, 10 aprobate în 70 de țări, rambursate în 14 și România făcea parte din alea 14. Deci nu a fost rău. El a fost un moment așa bun în care am simțit și eu că poți să faci față unei discuții ca ai cu ce. Mă rog, dincolo de discuție teoretică. Deci acces la medicație există. Din punctul meu de vedere, fondurile astea, din ceea ce înseamnă cost-volum, bugetele astea cost-volum, sunt atât de mari încât ne -ar, ar trebui să ne permită să acoperim toți pacienții. Deci, terapeutic, n-ar trebui să avem o problemă. Vis-a-vis -vis de supraviețuirii, supraviețuiri, Supraviețuirii în momentul ăsta sunt cu totul altceva decât erau și încă nu ne-au oprit să numărăm. Lunile merg în continuare. Dacă supraviețuirea istorică a unui plămâni era undeva la 10-12 luni, acum vorbim de la 25-30 încolo este o supraviețuire medie, vorbim de pacientul metastatic. Vorbim de combinație pe bază de imunoterapie. Nu vindecăm cancerul, boala stă pe loc și noi numărăm ani de zile cât pacientul este bine. Gândiți-vă la cancerul ăsta, cum să, boala metastatică încercăm să transformăm într-un fel de diabet sau un fel de hipertensiune. Nu te vindeci de diabet. dați ți bulinele alea zilnic sau o să faci injecția și mai ai încă 40 de ani în față. E, la fel și cu tensiunea, nici aia nu te vindeci. dați i bulinele și atunci lucrurile sunt ok. Cam asta se încearcă cu, cu imunoterapia în cancer. Iar imunoterapia a schimbat uh, tot ce înseamnă uh, gândirea noastră. Deci, în, și în România trebuie să recunoaștem că avem acces la ce ne trebuie în momentul ăsta. Avem imunoterapie, combinații imunochimio, avem uh, terapii țintite. Suntem undeva la standardul anului 2020, deci absolut decent. Problema în România, din punct de vedere, este o formă de diagnosticare greoaie și de un. Uh, patient journey foarte lung până să ajungă să primească un tratament. Omul tușește, că e pneumonie, mai face la medicul de familie niște, niște tratamente cu antibiotice, mai niște inflamatorii. Urmea, sunt 3, 4, 5, 6 luni până când pacientul ăsta de la niște simptome ajunge să fie diagnosticat. Și atunci o problemă este faptul că în cele 3, 4, 5, 6 luni boala avansează. Și o problemă în România asta este că pacienții noștri sunt, dacă stăm să ne uităm la împărțile pe pe grupe de diagnostic, mă rog, pe stadializări, ai noștri sunt mai mult avansați decât ai altora. Adică pacienții 3B inoperabili, să spunem, mă rog, 3B care by default sunt inoperabili, 3 au inoperabil, 3B și 4, sunt undeva la 80 și ceva la 100, poate 90% din pacienții cu cancer broncopulmonar. Deci dacă stau să mă gândesc la 100 de pacienți broncopulmonar metastatici pe care îi văd, văd vreo 3, 4, 5 care poate uh, sunt operabili. Deci cam asta e proporția. De, de mult mai puțin pacienți la care te poți adresa curativ decât pacienți la care deja boala E, a, a depășit momentul, momentul unui tratament curativ. Asta este o problemă de, de diagnosticare tardivă. Dacă lucrurile ar sta altfel și am avea o diagnosticare precoce, am putea să operăm mai mulți pacienți de cancer plohopumular, să-i vindecăm, fără să avem nevoie de tratamente costisitoare. Și de întrebarea dacă mai putem să facem ceva sau nu. Asta este una din probleme. O altă problemă, să spunem, nu pentru pacientul metastatic, ci pentru pacientul cu boală locul regional avansată a fost. Istoric vorbind, dar în momentul sau ăsta lucrurile sau se normalizează, accesul la tratamentele localizate de tip radiochimioterapie, deci accesul la o radioterapie performantă care să-ți permită să dai o anumită doză într-o într tumoră pulmonară. În România știm că jucăriile astea care sunt la de terapie au fost mai puține decât este cazul și cumva prost grupate. București avea multe în zonă, Cluj avea multe în zonă, în schimb Moldova avea un singur la Iași. Cred că acum mai este încă unul la Bacău. Deci tot puține încă în zonă și mai e la Galaxie. E, în momentul ăsta de vreo 3-4-5 ani, prin efortul ale unor instituții private, să spunem, dar și prin eforturi ale uh, spitalelor și ale direcțiilor județene de sănătate, au mai apărut pe aici, pe acolo, mai a crescut câte, o, câte, o, câte un aparat de genul ăsta cu care poți să faci radioterapie, astfel încât pacienții sunt să poată să fie distribuiți mai mai echilibrat. Deși încă suntem la uh, niște momente în care uh, echilibrul ăsta încă nu a fost atins, sunt încă județe care, să spunem, au arundate 3-4 județe din jurul lor pentru iradiere și județe în care sunt aparate mai mult decât uh, poate de câte nevoie. Dar este categoric un, un, un progres. vis a -vis de supraviețuiri, lucrurile sunt foarte, sunt foarte interesante. Pentru că mi-aduc aminte, eu când am început rezidențiatul în 2005, că primii pacienți care am lucrat au fost așa, niște pacienți pulmonar pe care îi vedeai astăzi, vedeai peste 3 săptămâni la ciclu 2 și apoi nu mai vedeai. Bă, 1, doi, trei din ăștia și m-am dus la cei care conciare rezidențiatul și am spus că, bă, eu mi-ar schimba cumva specialitatea, că nu-i deloc fan să-l vezi pe ăsta de două ori a trei să nu mai vezi și să știi de ce. He, lucrurile astea au trecut. Avem pacienți care sunt pe uh, chimioimună sau pe imuno. Există pacienți care au niște marcări tumorali care îți arată că la ei imunoterapia ar merge foarte bine. Avem pacienți ăștia care deja, cred că imunot, prima imunoterapie a intrat pe piața cu vreo 3 ani, cred că în iulie se fac 3 ani de zile. De atunci am pacient cu de cerebrale care a venit pe o parte, că era deja în progresie și care este foarte bine de 3 ani în acești ani de zile. Deci avem deja pacienți care depășesc 2-3 ani de zile, ca să nu vorbim de cei din studii clinice care deja au supraviețuire de 5-6 ani, studiile clinice făcute în, în, în România. Deci avem speranța că lucrurile sunt. Nu, avem certitudinea că lucrurile sunt bune și avem speranța că și România. Uh, și avem iarăși, nu, de fapt nu speranța, ci certitudinea că România a strâns acest gap dintre ea și restul lumii. Deci discuția asta că a te naște România este un blestem, pare să fie mai puțin uh, adevărată în momentul ăsta. Medicamente sunt.